Mă consider binecuvântată. O viață întreagă am lucrat, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, film. Am învățat montajul cu Iolanda Mânturescu și Dan Naum, dar am avut onoarea să-l am în preajmă și pe regizorul filmului Pădurea Spânzuraților, Liviu Ciulei. Am avut în jur unii din cei mai mari actori ai României. M-am înțeles excepțional cu colegii directori de imagine. Am învățat de la inginerii operatori, creatori de sunet. Atunci când am fost nevoită să părăsesc cetatea filmului din Buftea și am ajuns la școala de film, am învățat să fiu profesor, în primul rând de la studenții mei. Iar eu, la rândul meu, i-am învățat să iubească și să respecte montajul filmului românesc. Cândva montajul era socotit rege. Acum vă revine vouă, tinerilor mei colegi, să-l reașezați acolo unde este locul. Pentru că astăzi sunt onorată cu unul din premiile GOPO, aș vrea să mulțumesc profesorilor mei, Iolanda, Dan și Liviu Ciulei, echipelor de montaj cu care am lucrat și care au format în jurul meu adevărate familii, colaboratorilor mei de o viață, Dan Pița și Elisabeta Bostan, regizorului profesor Stere Gulea, Cristina Nichituș, Laurențiu Damian și Cătălin Mitulescu. Dați-mi voie să mulțumesc în mod special domnului, regizorului, fostului meu student, Tudor Georgiu.